La sport s-au aprobat trei proiecte, pentru că la alții nu au fost depuse oferte sau nu au fost doi contracandidați, nu s-au putut ajudeca conform regulamentului fondurilor nerambursabile la legea 350. Sigur, în primul rând, Universitatea la Hambal 10 miliarde și aici o să ne grăbim să dăm cât mai repede bani la Hambal. Eu încă mai sper într-o calificare în final la Challenge Cup. Asta e viața, era bine dacă rămâneam la 5 goluri diferență. De asemenea, la Rapid CFR, 11 miliarde, aici vom pune o condiție în contract, această sumă este condiționată de rămânerea în Liga 2. În măsura în care nu să rămâne în Liga 2, nu vor primi toți banii. Și, de asemenea, clubul sportiv Ariadna pentru 60.000 de lei.